Bun găsit! Clar, multe probleme în seara asta, dar începem cu prima, să spunem așa, ce a surprins pe multă lume, faptul că nu ați folosit cuplul de fundaș central care era deja sudat, Marius Constantin Bălașa, și l-ați preferat pe Valeri Căgăman, dacă ne puteți spune. Da, a fost alegerea mea. Eu am decis să-l titularizez pe Valeri Căgăman. Cum spuneam înainte, ne așteaptă încă un meci dificil. E greu să menții aceeași formație și am considerat că este momentul ca să-l odihnesc pe Marius Constantin, pentru că venea după o deplasare lungă, după jocuri din 3 în 3 zile, are o vârstă și am încredere în Valeri Căgăman 100% și a fost alegerea mea și din punct de vedere tehnico-tactic și din punct de vedere fizic. Explicați-ne puțin ce s-a întâmplat în prima repriză, pentru că totul a mers din ce în ce mai rău, ați luat acel gol din afara careului. Da, e greu când primești asemenea goluri, e frumos fotbalul. De data aceasta noi am fost echipa care a suferit, a fost frumos pentru cealaltă echipă și pentru spectatori. E foarte greu când într-un derby pleci de la 1-0, dintr-o situație în care n-a anunțat nimic, dintr-un out, dar se întâmplă, numai cine nu muncește nu greșește. Și a fost așa un moment în care chiar s-a turnat plumb în ghetele băieților mei, din cum i-am simțit, pentru că până atunci, până minutul 6, chiar începusem bine și chiar am avut două oportunități de a ne apropia periculos de poarta lui Vlad. Și după pauză ați încercat să și schimbați, au ieșit și băieții cu un alt moral, însă n-ați avut puterea să reveniți, chiar dacă ați fost inspirat și cu introducerea lui Marcu. Am încercat să schimbăm, cred că am arătat mai bine după pauză, ne-am și creat în afară de gol încă câteva oportunități bune. Am primit din nou un gol din neșansă, din greșeli individuale, se întâmplă azi, chiar am avut destul de multe greșeli individuale. Cred că e o problemă de concentrare, de acel șoc de care vorbeam înainte, se pare că n-a fost pozitiv și din punct de vedere mental nu sunt mulțumit de cum am arătat astăzi. De asta am încercat la pauză să-i trezesc puțin pe băieți. Se pare că s-au trezit, dar nu în totalitate, pentru că și golul 4 a venit tot în urma unui gest tehnic greșit. Bine, și neșansă, dar despre asta vorbim. Practic, golul, ne spuneți că v-ar fi dat un pic tactica peste cap, pentru că a apărut în multe rânduri o echipă cum nu prea arăta Craiova, da, foarte largă. Nu, e clar că în momentul în care am primit golul, pur și simplu parcă ne-am dezechilibrat, ne-am dezbinat. A apărut imediat și accidentarea lui Andrei, lui Ivan, apoi și accidentarea lui Câmpanu. E foarte greu. Cum sunt, apropo, cei doi? N-am apucat să vorbesc cu staful medical, să aflu ce probleme au. Sper să nu fie foarte grave, dar revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, e foarte greu să începi un meci cu FCSB-ul, cu un gol care nu anunța nimic, cu două modificări, o echipă care are calitate foarte bună. Nu vreau să iau din meritele lor, știam, pregătisem, dar astăzi au fost mai inspirați, au fost mai buni și felicit. Îmi cer scuze față de suporterii noștri, pentru că trebuie să spun, este un rezultat rușinos. Îmi cer scuze, dar sper ca pe viitor băieții să trezească și să facă uitat acest eșec. Este în pericol calificarea în Conference League, ținând cont de numărul accidentărilor, de moral? Avem un lot echilibrat numeric. Trebuie să ne trezim, pentru că asta este viața fotbalistului. Dacă nu reușim să trecem peste, înseamnă că nu putem să avem reușite. Din punct de vedere al valorii, cred că suntem echipa mai valoroasă și atunci n-ar trebui să apară probleme. Dar în fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să pregătim bine, să trecem peste acest eșec. De mâine începe o nouă săptămână și toate forțele trebuie să le strângem pentru partida de joi. Tot dumneavoastră veți pregăti meciul? Întrebarea asta trebuie să o puneți conducerii. După plecarea lui Cicăldău, mai aduceți și alți fotbaliști? Sunt discuții ce se întâmplă? Adică la pare fel, că ați avea nevoie de... La fel este o întrebare la care nu pot eu să răspund. Întrebați conducerea clubului și poate vă vor lămuri. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc!